Și anul acesta, bulgarii n-au luat-o înainte și au pregătit litoralul pentru sosirea turiștilor începând cu 20 aprilie, adică de Paște, în timp ce la noi hotelierii își vor deschide porțile abia de 1 mai. Astfel și puținele cerințe venite din partea giurgiuvenilor s-au adresat tot pentru mini-vacanța de 1 mai și tot la bulgari, ca și până acum, stațiunile de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre aflându-se în topul preferințelor. Dincolo de serviciile mai bune decât cele ale operatorilor din țară și prețurile sunt mai atractive. Astfel, ofertele în sistem Early Booking încep de la circa 70 de euro și ajung până la 100 50 de euro de persoană, în funcție de stațiunea lasă, de hotel și de serviciile incluse. Pentru Paște și 1 mai, prețurile la vecinii bulgari pornesc de la 73 de euro de persoană, în cameră dublă pentru 3 nopți cazare cu all inclusiv, la hotel de 3 stele din Sunny Beach și pot ajunge la peste 100 de euro de persoană, în cameră dublă pentru 3 nopți de cazare cu ultra all inclusiv, la un hotel de 4 stele din Isipurile de Aur. Conform datelor date publicității de către consultanții în turism, pentru Paște și 1 mai vor merge la vecinii noștri bulgari în jur de 15.000 de români. Dacă pentru Paște sau 1 mai ce cerințele nu sunt foarte multe. Pentru perioada estivală, numărul pachetelor achitate deja sau rezervate este considerabil. Giurgiuvenii preferă în continuare stațiuni din Bulgaria, Grecia sau Turcia, în detrimentul litoralului românesc.